Domnul Bușilă, sunt grave problemele de mediu în municipiul Chișinău sau nu? Pentru că fostul primar care a guvernat aici în Chișinău 4 ani de zile ne arată că totul este foarte bine, nu avem absolut nicio problemă. Dumneavoastră, nemijlocit, lucrați chiar cu oamenii care vin și se plâng, depun cerere, vă roagă să-i ajutați, mergeți prin judecată. Grave sau nu? Problemele de mediu. Vă mulțumesc pentru întrebare. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația făcută la această emisiune. Face plăcere să discut cu asemenea doamne respectabile asupra unei probleme deosebit de importante a locuitorilor municipiului Chișinău. Desigur, problema salubrizării este printre primele. Chiar în sondajele de opinie s-a ridicat din poziția a 5-a până la poziția a 3-a din problemele grave ale capitalei. Desigur, apropo, după ce probleme se poziționează? După tarife și drumuri. Uh-huh. Eu cred că oamenii conștientizează, deoarece mulți dintre concetățenii noștri au călătorit prin țările europene, au văzut ce tehnologii se implementează acolo cu succes și în ce perioadă veche, istorică, ne aflăm noi la acest capitol în capitala țării noastre. Din păcate, trebuie să constatăm că la nivelul primăriei municipiului Chișinău nu există astăzi nici o strategie și un plan concret de acțiuni, de aplicare acestei strategii în domeniul salubrizării municipiului Chișinău. Avem câteva instituții care nu coordonează între ele, deci acționează haotic. Și aici mă refer în primul rând la Regia Autosalubritate, la Direcția Generală de Gestionare a Spațiului Locativ, Asociația Spațiilor Verzi și Direcția de Alimentare Publică. Deci acestea și alte instituții din cadrul primăriei nu își exercită atribuțiile la modul direct. Unica măsură, dacă vreți, pe care o întreprind dumnealor este transportarea deșeurilor la un poligon care de o jumătate de an este închis, cel puțin juridic, și atât. Eu cred că această situație este creată în mod intenționat și vă voi da argumente de ordin juridic în cele ce urmează. Intenționat pentru a valorifica acel contract încheiat cu o companie italiană de ardere a deșeurilor, pentru a se crea că este o problemă în municipiul Chișinău și atunci când este un haos, o problemă mare, iată asta o soluție și ea trebuie neapărat aplicată. Eu cred că noi suntem induși în eroare intenționată. Eu personal și colegii mei ne-am preocupat de problema gestionării deșeurilor, de problema stației de depurare, de problema de la Țânțăreni, problema colectării deșeurilor menajere de 2 ani de zile, practic, în municipiul Chișinău și astăzi și am văzut, am constatat că factorii de decizie, în primul rând, iau decizii netransparent, neconsultând nici populația, nici experții, nici prezentând către media problemele respective și, în al doilea rând, fac acest lucru în detrimentul intereselor noastre ale tuturor. Cred că miza, în momentul de față, este spălarea banilor publici, prin intermediul construcției valorificatorului termic, care practic nu are deocamdată nici un studiu de impact asupra mediului și nici un studiu de fezabilitate a investiției respective. Cred că aceste lucruri ar trebui discutate într-un mod transparent, într-un mod civilizat, într-un mod conștient și responsabil. Apel la discuții transparente, din câte mi-amintesc eu, au fost ani la rând, de când se discută despre asta, dar răspuns nu a fost nici din partea primăriei, nici din partea ministerului de profil, din partea nimănui. Eu vreau, dacă îmi permite să menționez, doar că la data de 24 decembrie, anul trecut, noi, membrii Coaliției Civice pentru o Guvernare Democratică și Transparent, am organizat o masă rotundă la care am invitat toți factorii de decizii, Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic, Primăria Municipiului, am trimis invitații personale acestor persoane, însă nu ne-au onorat cu prezența, au neglijat total atât masa rotundă în care noi am identificat soluții viabile, discutând transparent problematica respectivă și toate demersurile care au urmat, nu am primit niciun răspuns clar, coerent și vizând problematica respectivă.